Dragi prieteni ai revistei Psihologii, suntem împreună în căutarea stării de bine și astăzi am mare onoare să-l avem alături de noi pe Dumitru Constantin Dulcan. Sunt de-a dreptul fericită să am un om atât de minunat alături și am avut o mare plăcere acum ceva vreme să stau cu dânsul de vorbă la telefon. Și e un om cu atâta modestie, cu atâta plăcere am putut să savurez fiecare cuvânt pe care mi l-a transmis prin telefon. Și astăzi vom discuta despre puterea gândurilor noastre și care sunt efectele a ceea ce gândim, a ceea ce punem aici în căpușorul nostru, alături de un mare medic, neurolog și psihiatru. Mulțumesc frumos că ați venit. Plăcere. Și aș vrea să vă întreb cum ați descoperit cum este cu puterea asta a gândurilor. Ceea ce îmi place la dumneavoastră este că dați o explicație foarte științifică pentru orice lucru care pentru mulți poate părea așa ezoteric. Păi știu că asta va fi subiectul alte discuții, dar trebuie să spun că de acest experiment de telepatie pe care îl transmiteam unei persoane cu capacitate de recepție a gândului neexprimat, nearticulat decât mentalizat, distanța dintre noi era la un birou cu multe obiecte. Și l-am văzut că pentru a percepe dădea la o parte obiectele ca și cum gândul s-ar fi oprit, ar fi impactat niște obiecte solide. O dată de două ori și atunci am înțeles că și gândul este o forță care are un impact asupra corpurilor pe care îl întâlnește în cale. Și cu cât canalul e mai liber, cu atât recepția este mai bună. A fost prima oară când am sesizat că da, gândul este o forță. După aceea, evident că pe măsură ce am evoluat în cunoaștere, am avut multe alte dovezi asupra acestui lucru și în clipa de față știm că gândul este cea mai puternică forță de univers. Gândiți-vă că la baza universului stă un gând. E adevărat? Un gând de creator. Acest gând poate să fie un logos, poate să fie un program, poate să fie un cuvânt, o idee, poate fi o știință, o cunoaștere. N-are nicio importanță. Important este că gândul în sfera umană, unde sigur că trebuie să vorbim despre el, este cel care este exprimat în cuvinte, idei, sentimente, emoții, comportamente. Te comporți în funcție de ceea ce e în mintea ta, de ceea ce știi. Cu alte cuvinte, gândul este ceea ce suntem, ceea ce gândim, ceea ce ne hrănim, respirăm, suntem. Gândul este, dacă vreți, expresia celor noastre, a sănătății noastre, ca și a bolii. Din ce știți? Animalele gândesc și ele? E o întreagă discuție. Sfântul Augustin spunea că animalele gândesc, dar nu știu că gândesc. Și mi-a pus întrebarea, Doamne, în ce limbă îmi fi întrebat Sfântul Augustin pe biet câine dacă gândește sau nu? Este indubitabil că da. Să vă iau ființa cea mai simplă, sistemul biologic cel mai simplu, ființele monocelulare. Uite, să spunem, infuzorul, porticela, oricare dintre aceste structuri. Păi el se hrănește, evită accidentele, evită factorii patogeni, periculoși pentru el, se înmulțește. Este ceea ce face și omul. Este asta expresia unui gând? Să ne înțelegem. Eu prin gând înțeleg tot ceea ce în universul ăsta se întâmplă factologic, ca acțiune. Faci ceva. Asta înseamnă că e un gând. Acolo e o gândire, este o logică, este o lănțuire de idei, de sensuri ale lucrurilor. Că gândul înseamnă în ultimă instanță un sens. Un sens sau altul. Deci, la nivelul cel mai mic existențial și acolo, în mod cer, trebuie să existe un gând. Numai că acest, ce spun eu, fiecare sistem biologic, fiecare ființă are acea gândire, acea inteligență care este necesară pentru exprimarea propriei lui finalități. Orice sistem viu, indiferent de complexitatea lui de la nivel monocelular până la nivel pluricelular, cum este ființa umană, mamifere și așa mai departe,
Deci orice ființă, orice sistem viu are o finalitate. Finalitatea de a fi, de a se conserva, de a se orienta în spațiu și a se reproduce. Altfel n-ar exista. Da. În consecință, nivel de inteligență, sau, hai să spun mai simplu, cantitatea de inteligență pe care o deține un sistem viu, o specie, inclusiv cea umană, este direct proporțională cu finalitatea lui. Se înțelege că omul care și-a creat o civilizație, grație creierului uman, are cea mai mare cantitate de inteligență, dacă ne putem exprima așa, spunem, proporțional cu funcționalitatea lui. De aceea a și putut să-și creeze o civilizație. Dar pe când la întrebarea dumneavoastră, asta este opinia mea, poate cineva să nu fie de acord, tot ceea ce este viu, gândește. Ok. Mulțumesc. Sunt curioasă ce se întâmplă în creierul nostru atunci când pornește un gând și mă interesează, pentru că putem să spunem gândul, da, este o forță, are putere. Ce se întâmplă fizic, efectiv? E o bună parte de vreme, noi spuneam că gândul este emanația abstractă a unui substrat concret, material, creierul. Ok. În clipa de față știu, grație experiențelor pe care le-am făcut, grație experienței și de viață pe care o am, a lecturilor mele, că gândul este o emanație de câmp energetic. Uh-huh. Acea energie este cea care dă finalitate gândului. Uh-huh. Deci în momentul în care noi gândim, emitem un câmp. Acest câmp are cel puțin trei efecte. Este efectul de ordin fizic. Dacă e un câmp de energie, asta înseamnă că se propagă asemenea oricărui câmp. Se propagă în mediu, se propagă în funcție de semantica lui, de semnificația lui. La semene lui, deci întâlnește în calea lui, impactează pe acei oameni sau acele persoane care sunt emise pe acea lungime de undă, dar și la nivel de mediu și întreg univers. Cu alte cuvinte, în momentul în care noi gândim și trimitem universului un gând fericit, el augmentează, facilitează funcționalitatea armonioasă a universului. Când gândul meu este un gând negativ, sens negativ, și cel care îl receptează și mediul pe care stau, pământul ăsta, dar și universul, îi se creează o disfuncționalitate, creăm o dizarmonie. De ce? Păi, hai să gândim simplu, extrem de simplu, nu vreau să complicăm lucrurile. Universul e energie, clar, nu? Care sunt condus pe cele patru legi fundamentale, care nu le-am creat noi, nu răspund la întrebarea cine ne-a dat cele patru legi fundamentale din univers, de ce acele forțe tari și slabe ale de la nivelul atomului sunt strict, atât matematic, riguros, exacte și nu mai mult, nu mai puțin, care ar schimba toată, nu numai toată ordinea, toată manifestarea Universului. Și de ce de la început și până acum, dacă apreciem Universul la circa 13 miliarde și jumătate miliarde de ani, sau 14 miliarde de ani, de atunci și până acum, acele forțe, 0, 0, 7, magnitudine. Cine o fi ținând? Nu știu. Da, facem abstracție de originea lor. Deci, în consecință, tot ceea ce gândim în universul ăsta este o energie. Energia gândului meu impactează energia universului. Și atunci impactul între două universuri energetice poate fi unul favorabil dacă sunt de același sens sau, dimpotrivă, contrar. Eu l-am pe fiul meu care are 8 ani și mi-ar plăcea să putem să explicăm lui și nu numai lui, dar și altora, așa, mult mai clar. Dacă pot să înțeleg că atunci când mă gândesc eu ca femeie, îmi doresc un copil și am acest gând, dacă îmi doresc un copil, deja poate și vizualizez pe mine fiind mamă și atunci începe să curgă informația între neuroni, se formează niște imagini acolo și pot să înțeleg ideea asta de energie care mișcă în căpușorul meu. Dar mai departe, cum energia asta pleacă și se duce mai departe către partenerul meu, către viitorul meu copil, către univers? Cum i-am putea explica unui copil așa foarte, foarte, într-un mod foarte simplist? Păi dacă gândul inițial, gândul de creator a creat un univers cu această fantastice forțe colosale, gândiți-vă nu la noi, gândiți-vă la astre, gândiți-vă la galaxii, care se învârt ca un ceasornic unul în jurul altuia și totuși nu se impactează, ca un ceasornic al cărotiței să vârte perfect. Ce forță colosală! Și gândul uman, că și noi suntem fii ai Universului, și asta nu trebuie să uităm niciodată, că prea credem că suntem numai lui mama și tata, nu e adevărat. Uh-huh. Și că ceea ce gândim noi nu are niciun fel de importanță. Nu! Chiar dacă nu plănuți gândul, acela pleacă, se propagă în spațiu. Werner Heisenberg spunea așa,
cel mai neînsemnat gând al nostru se propagă până în cel mai îndepărtat colț de univers. Unul dintre marii mentori ai fizicii cuantice. De asta m-ați întrebat. Iată, vă gândiți și foarte frumos să concepeți un copil. Tot ceea ce trebuie să spun în primul rând este că nu astăzi să-l gândiți cu mult înainte de a face asta. Cu luni de zile înainte. 3 luni, unii chiar vorbesc un an. Pentru că nu astăzi trimiteți un gând Universului, unde eu spun că este sursa celui care trebuie să vină, dacă vreți să știți și numele vă este spus în vis, în somn, de către Univers. Conștient sau inconștient. În momentul când îi spuneți, eu vreau să cheme, să spun eu, știu, Traian sau Tiberiu. Poate ca nașul, cel care pune, să nu aibă numele Tiberiu. Atunci este Tiberiu Traian Ionescu. 2. Ce discutăm acum nu fac parte din știința ortodoxă, dar eu vă spun ceea ce ar trebui să știm. Asta e cu totul altceva, cine admite și n-admite. Deci în momentul în care noi hotărâm, dar nu noi hotărâm, ceva de dincolo, să vină o ființă să se întrupeze aici, să cere acordul celor doi părinți. Este extrem de important ca gândul mamei și al tatălui, al părinților, să fie un gând de acceptare, de armonie și să pur și simplu să vorbească cu copilul ca și cum ar fi adult. Fac observația. Copilul care este în interiorul mamei nu este un copil. E un adult din afara lui care conduce geneza unui copil. E o mare diferență. De aceea copilul înțelege foarte exact ce se spune. Nu înțelege el, înțelege adultul și se reflectă asupra lui. Ce spun eu acum este extrem de important. Nu știu cât de mult este înțeles, dar îmi fac datoria să spun că este foarte important ca un copil să fie acceptat de cuplu întreg și de mamă și de tată. Copilul ăla va fi un copil sănătos, altfel este un copil frustrat. Și să știe că, de pildă, muzica pe care i-o pune lui, el poate devine sensibil la muzica respectivă. Pentru că copilul, după anumite vârstă, aude. Un copil la 7 luni este aproape copil întreg, de asta și nasc unii copii. Dar întrebarea noastră era așa, să explică pe termenii copilului noastră cum ajunge gândul de la mine la, sau de la dumneavoastră la copii. Am spus, în momentul în care gândim, emite un câmp de energie. Acest câmp de energie este, de fapt, sunt unde? Invizibile. Gândiți-vă, este ca o apă, dat exemplu apă. Dacă aruncăm o piatră în apă, ea face unde? Acele unde ale gândului de la dumneavoastră că te călătorește către copilul dumneavoastră. Ele sunt receptate de creierul dumneavoastră și el, la rândul lui, în funcție de finalitatea care dă în gândul, el se poate materializa, devine realitate. Deci v-ați gândit să aveți un copil sănătos și frumos. Gândul ăsta se materializează în copilul dumneavoastră. Deci, ce este gând? O undă. Eu spun că este un câmp care este modulat în semnale purtătoare de informație. Unda aia poartă o informație. Și asta se transmite în spațiu. Ea se transmite atât între noi, se transmite mediului ambient, pământului și universului. De aceea este extrem de important ca noi ceea ce gândim, să gândim sănătos. Sunt două forme de comunicare. Este forma semantică de sens al lucrului, al gândului și este forma de energie, impactul de energie pe care îl are gândul meu asupra celorlalți. Deci universul întreg este un gând. Și au spus-o nu eu, mari gânditori, universul seamănă mai degrabă cu un mare gând decât cu un sistem mecanic. Și totul, totul începe cu un gând, absolut totul. Și atunci, dacă tot ceea ce vedem în universul ăsta, noi, inclusiv industria și tot ce vedeți dumneavoastră, o mașină, este expresia unui gând. Nu este gândul o forță? Nu e ușor de înțeles? Întrebare. Sunt oameni care își doresc să câștige 1 milion, 10 milioane de euro. Sunt oameni care își doresc să câștige competiții. Oameni care își doresc să aibă copii. Și spun, ok, am gândit. De ce nu se întâmplă? Care sunt condițiile pe care trebuie să le întâlnim ca să se întâmple? Păi totul se întâmplă cu o condiție. Ca ceea ce ceri să fie la nivelul posibilității universului căruia te adresezi. Dacă eu cer bani ca să-mi cumpăr palate, nu o să-mi dea niciodată. De ce unii câștigă și alții? Asta e o altă discuție. Gândul trebuie... Deci, universul are la bază o concepție a binelui. Finalitatea universului este binele. Binele de la univers este binele creierului meu. Deci am descris în 2008 ceea ce se cheamă codul etic al creierului. O gândire pozitivă, cultivarea unor valori etice, are ca rezultat, la supra mea,
conservarea, perpetuarea, păstrarea sănătății mele, asupra societății are ca efect armonia socială, asupra universului, la rândul, este o armonizare a ființei umane cu universul. Gândul negativ, ură, dispreț, stigmatizare, bârfă, tot ce vreți și ce nu vreți, conțin ca semantică o idee negativă și toate aceste lucruri, la nivelul corpului meu, înseamnă o chimie. Chimia negativă înseamnă stres, înseamnă exces de cortizol, exces de adrenalină și toate aceste lucruri asupra corpului meu, asupra... Deci chimia. Chimia se reflectă celula. Celula are un ADN. ADN-ul, la rândul lui, fabrică proteine și ceea ce sunt eu, în funcție de ceea ce dau celulei. Îi dai copilului să bea un suc amar, îl respinge. Îi dai din potriva ceea să-i placă, împotriva. Îl pui puțin zahăr sau miere, el se simte foarte bine. Așa și corpul meu. Deci, gândul în funcție de semnificația lui și a universului. Noi suntem rezultatul acestor, combina acestor conlucrări, dacă vreți, a Pământului cu Universul, ceea ce înseamnă extraordinar. De asta spun că noi n-avem decât de învățat dacă avem o literatură mai bogată și înțelegem lucrurile astea. Doar să învățăm spre binele nostru și nu invers, spre răul nostru. Deci toate aceste lucruri au mare importanță. Cum gândim? De pildă, am spus, sunt cuvinte care ucid. Dau un exemplu. Vine un bolnav cu un diagnostic. Poți să fii cu el, să cauți o modalitate de a explica în așa fel încât el să nu plece de acolo cu o sentință. Mori în șase, ți se întâmplă ce. Vine unul și spune un lucru, ai boală, nu știu ce. Și îi bagi în capul. Ce se întâmplă când folosim cuvinte care au o semnificație negativă? Noi blocăm pur și simplu toate forțele de apărare al organismului. Orice ființă umană, și nu numai umană, se nasc cu capacitatea de apărare de o serie întreagă de factori de mediu. Că dacă nu ne-am naște așa, am murit din prima zi. Faptul că supraviețuim înseamnă că noi avem în noi o imunitate, o capacitate de apărare. E bine, această forță de apărare și de luptă împotriva unei boli, în clipa când dai sentințe, un neinspirat, poate și un medic să facă lucrul ăsta, dar mai puțin, pentru că medicii totuși gândesc asupra efectului pe care poți să aibă cuvintele. Dar să spunem că odată greșit sau să-i mai grăbiți, să nu avem timp. Noi blocăm pur și simplu forța de apărare a acelui organism. Un orb care este, are o boală, asta este psiholog. Întotdeauna ar trebui să-l încurajați și am să vă spun un lucru care este esențial și o vă spun din propria experiență. Sentimentul care este cel mai ucigător într-o suferință, într-o boală, este frica, este teamă. Anxietatea, care duce după aceea la depresie. Depresia înseamnă pentru corp o otravă. Chimia depresiei este una total nefavorabilă și neuronilor noștri, neuronii noștri nu se mai reproduc normal. Celula primește informație negativă, ADN-ul și-o însușește și totul merge spre autodistrugere. Deci contează enorm de mult modalitatea de sentimentul. Suntem mai, am spus că gândul la rândul lui poate să fie un sentiment, poate să fie o emoție. E foarte important sentimentul cu care noi trăim zi de zi. Gândiți-vă că în fiecare clipă ceva în noi se gândește. Se spune că, pur și simplu, în câteva secunde noi modificăm 80 de gene din noi, la rândul nostru, care la rândul lor sunt cele care condiționează rețele neuronale cu care gândim. Orice idee nouă, orice acțiune nouă, are nevoie de o rețea neuronală nouă. De aceea, antrenarea creierului, lectura, continua învățare, continua folosirea creierului, contează enorm de mult. Creierul nostru se modelează după ceea ce gândim. Deci, structura cea mai mobilă din corpul nostru nu este ficatul, nu este altceva, este creierul. Pentru că în fiecare moment în care gândim, aducem o idee nouă, emoții, etc., se formează noi rețele neuronale cu care gândim și acel lucru de care am nevoie. De pildă, vreau să rezolv probleme matematică, nu știu tehnica, o învăț. Mi-am format o rețea neuronală și cu ea, mai departe, pot să operez. Am dat un exemplu, dar putem avea orice alt domeniu. Deci, pentru că, practic, dacă e să ne gândim la creier, care ar fi ca un fel de pachet de mușchiuleți care trebuie să antrenați. În permanență. Nu... Creierul trebuie antrenat în permanență. De asta depinde starea noastră de sănătate. Uh-huh. În ultima carte care am lansat-o acum un an, Creierul și Mintea Universului, citam acolo niște autori americani care spuneau
Creier sănătos înseamnă organism sănătos. Creier bolnav înseamnă organism bolnav. Ce să facem pentru creier? Păi trebuie să învățăm să gândim. Să gândim frumos, să gândim pozitiv, nu negativ. Asta înseamnă celulele care primesc o informație favorabilă sănătății mele, a longevității mele, înseamnă o hrană adecvată, nu cu zahăr, etc., cu foarte multe grăsimi, etc., înseamnă mișcare care este obligatorie, câteva condiții, deci gândire, dietă, mișcare, sunt lucruri foarte, foarte importante. Socializare. În momentul în care noi suntem condamnați la socializare, noi devenim și sălbatici. Să ne înțelegem. La lipsă, când suntem condamnați la lipsa socializării. Normal ca asta. Deci Aristotel spunea, omul este o ființă, zoon politicon, este o ființă socială. Păi în momentul în care noi nu mai socializăm, în clipa aia devenim și niște sălbatici. Eu sper că toate aceste lucruri sunt temporare și că cineva se gândește la asta. Mai sper că în țara asta sunt și medici care, la rândul lor, să coordoneze cele două segmente a științei cu al... să caut un termen eufemistic, să nu spun exact, cu instituția care trebuie să emită niște modele de comportament. Am zis așa. Vreau să vă întreb, pentru că vorbeam mai devreme despre oamenii bolnavi și corelat cu ideea aceasta că atunci când gândim, transmitem niște unde. În momentul în care cineva află că este bolnav, să zicem, de cancer, medicul poate are în el, în gândirea lui, în mintea lui, ideea, marea majoritate a oamenilor care, să zicem, se îmbolnăvesc de cancer, mor în 6 luni. Își vede pacientul bolnav, să zicem, de cancer, de pancreas și zice în mintea lui, gândul lui este, nu, poate nu trăiește mai mult. Mai bine se mare în 6 luni, asta e prostie. Okay. Și e o vorbă care așa, s-a iscat în lume, dar nu are nicio legătură. Nu, ce vreau să întreb, de fapt... Medicii, dar nu numai medicii, și familia. Vreau să știu cum ar trebui să gândească, pentru că aș vrea să, chiar dacă nu exprimi gândul, el este acolo. Dacă este acolo, îl transmiți fără să-ți dai seama, chiar dacă nu l-ai verbalizat. Și că e supărarea întregii familii, fără îndoială, dar totuși acest om ar trebui să fie înconjurat cu foarte multă atenție, cu bunăvoință, să nu fie supus la stres și pur și simplu să-i se vorbească, să îi se imprime în creier, în suflet, în minte, ideea de speranță. De vindecare. De vindecare. Că totul e posibil în lumea asta. Nu există boală în care medicina să nu fi văzut că poți să ai și vindecări spontane. Am văzut și în scleroză în plăci, am văzut și în cancer, am văzut în pneumonie, în multe alte lucruri, vindecări spontane. Pentru că noi avem în noi și, repet, acele forțe merite să ne apere de imunitatea, să ne apere organismul de factori nocivi și să putem învinge boala. Și ca asta, repet, este esențial starea de dispoziție efectivă pe care. Vă dau un exemplu, unei femei să spune, avea un cancer de sân și să spune, uite, timp de 6 luni de zile, dacă ai această posibilitate, nu spune decât femeia care te vine dispunerea. Refuză orice discuție care te-ar putea contraria, ți-ar putea să fie pentru tine un stres. Și după 6 luni ne vedem din nou, nu avea nimic. Deci această stare de bună dispoziție, ce înseamnă dispoziție? Pentru fiecare, să știți că este psiholog, pentru fiecare emoție, pentru fiecare sentiment, pentru fiecare gând, este o chimie. Da. Ce suntem în ultimă instanță decât o biochimie? Noi suntem fizică prin câmpul de energie care ne înconjoară și care ne emitem în spațiu, suntem chimie în același timp, suntem ADN-ul. ADN-ul ăsta de suportul nostru genetic este pur și simplu, genele lui sunt mutate în funcție de factori epigenetici, de modul cum gândim, cum se gândește cu noi, ce întâlnim în spațiul în care locuim, coabităm cu familia, singuri, etc. Contează enorm de mult aceste lucruri. Adică, destinul nostru, dacă noi reușim să aducem în spațiul în care locuim o gândire frumoasă, plină de speranță, de bucurie, atunci ADN-ul meu aranjează de asemenea ordine genele încât corpul meu să primească acest sentiment, să transforme în forma lui fizică și pur și simplu pot să-mi schimb destinul. Deci, gând, creier, destin. Poți să ai, nu noi vorbim de destin, dar prin naștere, etc. Putem pur și simplu acest destin să schimbăm prin modalitatea noastră de comportament, prin experimentare, emoțiile pe care le avem, prin comportamentul pe care le avem, a hranii pe care le avem, a socializării, care este extrem de important. Atenție! Într-o socializare, e bine ca totdeauna să socializezi cu oameni care comunici pe aceeași lungime de undă.
nu cu cei care te cer, se contrariez, etc. Dacă se pune contor de foton și la un capet și la altul, indiferent de distanță, constatăm că în momentul când am o discuție plăcută cu cineva, de ne încărcăm cu foton. Dacă din potrivă ne certăm, scădem. Asta înseamnă forță vitală. Deci noi obținem forță vitală, sănătate și longevitate în maniera în care spațiul în care noi coabităm cu alții, când întâlnim armonia, bucuria, sentimentul de împlinire. Bine zis! Greu îl întâlnim în cupluri, la relațiile de la birou, deci ar trebui să facem un scop sau să devină un scop în sine să găsim această armonie în relațiile dintre noi. Da, dar ar trebui să știm că ne face foarte mult rău în care ne bârfim, ne stigmatizăm, în care auzim toată ziua la televiziune numai asta cum se ceartă doi oameni, cum îi vezi pe unii cu ochii injectați într-o altora. Democrația înseamnă diferență de păreri, nu înseamnă scandal, nu înseamnă agresiune și violență. Mm-hmm. Toate aceste lucruri, este o demagogie, schimbați, zice, schimbă canalul. Păi noi, eu schimb canalul pe ce deja tu m-ai infestat cu răutatea dumneavoastră. Deja mi-ai transmis ideea respectivă. Aici trebuie să fie un control al lucrurilor și să ne înțelegem. Orice sistem care vrea să conducă o societate umană trebuie să gândească ca tot ceea ce spune, face, să reflecte asupra omului la maniera în care să fie concordanță cu psihologia și biologia sa. Atâta vreme când lucrul ăsta nu te interesează, orice om care trebuie să conducă lumea asta, ar trebui să aibă la rândul lui niște oameni de știință care să cunoască lucrurile astea. Deci am spus, o societate, un model social, noi facem nu pentru gândari, nu pentru șoare, ci facem pentru ființa umană. Ființa umană are biologie, are psihologie. Intrarea în compact la nivel de stres înseamnă boală, înseamnă pur și simplu nefericire. Cine are interesul ca noi să fim nefericiți? Acum, sigur, e un moment dificil pe care îl parcurge omenirea, poate unic în istoria lumii. Este altceva, nu putem să vorbim de momentul ăsta. Dar eu sper că vreodată în lumea asta vom mai fi și vom ajunge și o viață normală. Sper. Așa să fie. În momentul în care oamenii ajung în acea depresie despre care vorbesc și când ne îmbolnăvim, da, ajungem într-o stare emoțională în care simțim că lucrurile nu ies așa cum ne-am dori, că nu avem puterea să trecem prin boală. Cum facem prin intermediul gândirii să trecem de la starea de depresie în care nu mai avem chef de viață, nu mai avem chef de nimic, să trecem către gândurile pozitive? Cred că dacă am reușit să facem lucrul acesta așa, s-ar schimba foarte multe lucruri. Și inclusiv oamenii cu care eu lucrez spun, doamne, Simona, dar e atât de greu, e atât de ușor ce spui tu că hai să pun gânduri pozitive aici în cutiuță. Și cum fac? Dacă sunt în butoiul cu depresie, cum fac să trec în butoiul cu multă bucurie? Primul lucru este să știu că asta îmi face rău. Uh-huh. Toți suntem oameni, toți avem impulsul și răspundem la o, știu, invectivă, la o, ceva care nu ne convine. Puțin, să spunem, reactivi. Dar trebuie să gândim timpul imediat următor că asta ne face rău. Iată un studiu la Harvard. S-a mers pe o anchetă la oameni care au făcut infarct la diverse vârste, să spunem la 50 de ani, nu e vârsta infarctului încă, sau la 30. Mergându-se pe firul lucrurilor, s-a văzut că cu o oră sau două înainte, omul acela a avut un mare stres. Dacă eu știu asta, că un stres, o supărare puternică, măi, vreau, nu vreau, iată circulația, cât stres ne dă, mai ales unii care vor să-ți ia orice până. Dacă intri, ce înseamnă stres? Înseamnă reacția corpului. Și răspunsul la stres este dat în funcție de modul în care eu reacționez la acest stres. Dacă tu încerci să te autoeduci, să spui că răul ăla care ți-l face el, să rămâne la el, dar eu să-mi vedă lucrurile, să nu strice armonia. Pentru că japonezii mereu spune asta, a nu strica armonia în fața unei supărări, ceea ce se contează enorm de mult. E bine, această energie a stresului, a furiei, este o furie dacă te spune, a fricii, iată, frica astăzi de acest virus, nefericit. Toate aceste lucruri. Știm că dacă noi rămânem cu ea în minte, o purtăm în noi, nu ne poate face de rău, ne îmbolnăvește. Nu e interesul nostru să ne îmbolnăvim. Și atunci trebuie să fac următorul lucru. Nu există în viața asta să nu ai o experiență fericită. Că ți-aduce aminte cum a fost la nunta ta, că ți-aduce aminte, ai luat o notă bună, ai luat un premiu, etc., etc. Te-ai întâlnit cu o ființă dragă, ai iubit odată pe cineva. Sau te-ai bucurat de un grătar. Am spus orice. Fericirea înseamnă cea mai mică împlinire care poate să fie un fleac, dar aia îți procură fericire. Ai o chimie bună pentru sănătatea ta. Pur și simplu, comută-ți sentimentul ăla de frică, anxietate, de furie, etc. Comută-l pe acea întâmplare.
Orice evocare a un eveniment fericit aduce odată cu el, din memoria lui, și energia pe care a avut-o. Energia este benefică celor tale. Adică trebuie să știi că orice supărare pe care o ai, orice sentiment de neîmplinire, dacă îl continui, așa zisă ruminație, nu spui nimic, dar tu tot te gândești, este la fel o depresie. Depresia este o travă a tuturor celulelor. De la depresie să ajungești foarte ușor, pentru că blochează formarea de noi neuroni și noi conexiuni, este neurogenerul de plasticitate. Bine, cu timpul ajungem la, știți foarte bine, în clipa de față, enorm de multă lume are această morbiditate prin demență, Alzheimer, etc. Deci, dacă știm că toate suferințele mele poate să ducă la infarct, poate să ducă la demență, poate să ducă la nefericire, poate să ducă la pierderea sănătății mele, atunci am obligația imediat să... Eu nu spun nu reacționa. Vine unul și îți zice nu știu ce vorbe. Nu poți să nu reacționezi. Stai o clipă și gândești și spun da, bine. Cel mai bine am observat în situații de-astea de conflict să-ți cer iertare. Sunt ăștia de melătrâni. Te rog, iartă-mă. Unii, da, da, îl vezi imediat că s-a muiat în timpul ăla. Când reacționezi cu aceeași forță, gata, ai ajuns la conflict, la toate astea. Se pare că iertarea are totuși un mare rol în viața umană. Iată, Obama spunea despre Nelson Mandela că a stat 26 de ani în pușcărie, e o culcă african, a schimbat ura în iubire. Dumneavoastră înțelegeți lucrul ăsta? Vă dau un exemplu. Adică o mai mare nedreptate să fii în pușcărie și totuși să reușești să ieși de acolo din condiția respectivă și să schimbi. Trebuie să te autoeduci, să nu rămâi cu sentimentul ăla de tristețe, de restriște. Ăsta este enorm de rău pentru organism. Acum știm că până în anii 70 s-a învățat enorm de mult despre chimia creierului, dar înainte nu știam, dar aveam făcusem observația asta, că tristețea antrenează cel mai multe rele ale creierului, că duc la demență. Puteți să dați câteva exemple ce se întâmplă atunci când suntem triști în creierul nostru, ca să le fie oamenilor clar pentru totdeauna, ce îi facem creierului nostru? Păi la stres, la nefericire. Noi avem la furie. Creier este un factor derivat din creier. Este factor de creștere. Acest factor de creștere este blocat de stres, de secreția excesivă de cortizol. Este blocat de cortizolul, apare și la frică, apare și la depresie, înțelegeți? Adrenalina la fel, face o vasoconstricție la vasele din creier, vasele din inimă. Asta, cum să spun, de un fir la care tot tragi, asta se subțiază până se rupe. Dacă ischemia țesutului în condițiile unei vasoconstricții, să spune excesiv, la un exces de adrenalină, duce la ischemie de la creier, duce la ischemie la inimă sau la alte structuri și iată ne trezim cu un accident vascular cerebral. Nu în clipa de față. Dar atenție! Sunt stresuri atât de mari, știu foarte bine când înainte vreme venea și se făcea un scandal monstru de către stăpân, că nu știu ce n-am plinit, foarte mulți oameni făceau infarct pe loc. Am văzut oameni care infarct pur și simplu. Deci, descărcarea de adrenalină și de cortizol este atât de mare în fața unui stres puternic, încât pur și simplu s-a oprit inima, s-a oprit un accident vascular, s-a murit pe loc. Deci, lucrurile astea înseamnă, am spus, o chimie. Este funcție de reacție. Poți să-ți facă un scandal cu cât vrei și când se tragă și cu tunul, dar dacă tu ți-ai propus să nu reacționezi, să nu răspund la asta prin reacție în egală măsură, atunci este o apărare. Deci, mă întorc la ce am spus inițial. E nevoie de minime noțiuni de comportament, să știm ce ni se întâmplă în orice situație. Vorbeam mai devreme despre oamenii care ajung în starea asta de tristețe, de depresie și schimbarea de la gândurile negative către gândurile pozitive. Și o soluție ar fi această infuzie, mergând în trecut, mergând în amintirile noastre pozitive, practic schimbăm biochimia. Schimb gândul, schimb chimia, schimb destinul. Exact. Ce alte recomandări ați mai face? Nu știu, dar în unei zile ca să schimb... Mai departe, a fost mai privat, mai departe. S-a ascult o muzică, acea muzică care îți place. Extrem de important. Muzica a trimite unde pur și simplu toate centrale păsente în vibrație. Și în câteva minute te trezești excepțional de bine. Imaginea mentală. Scuze, dar chiar când ascultăm, să ascultăm, nu să ne gândim la cine știe ce alte probleme, chiar să fim una cu muzica. Noi nu învățăm un lucru din științele tradiționale orientale. Ei, fiecare lucru pe care îl fac, îl au în minte, îl gândesc. Adică mănânc, dar mă gândesc la nu știu ce. Mă uit la televizor. Digestia aia e doar pe sfert făcută.
Și așa mai departe. Pun o cheie undeva, dar nu mă uit și am pus-o. Până unde e cheia? Cheia. Și mai departe. Dacă toate lucrurile astea le-am face. Unu, că nu mai uităm, dacă suntem atenți ce facem, dar dincolo de asta, obligăm memoria să se antreneze în permanență. Deci asta este un lucru extrem de benefic pentru rețelele noastre neuronale, dacă am face lucrul ăsta, să fim atenți la tot ceea ce facem. Ba mai mult sunt tehnici de antrenament în care spune lucrezi cu dreapta, încearcă să scrii cu stânga, încearcă să faci lucrurile cu stânga, să te pediți, de pildă, cu periuța, ca o să obligi și cealaltă emisferă cerebrală să menține în activitate. Încă o dată, antrenarea cred este extrem de importantă. Spuneam muzica. Pentru omul care este religios, rugăciunea. El își trimite gândul la o entitate sacră și are sentimentul că această entitate răspunde. Și vă spun eu, din experiență, că răspunsul vine atunci când această solicitare este trecută prin inimă, prin afect. Nu din vârful buzelor. De aceea am spus și repet, un om simplu, o țărancă, aia care plânge în genunchi când se roagă la necas, e de 100 de ori mai repede îi se răspunde de către sacralitate, de către divinitate, decât un intelectual. Dă și mie, Doamne, că vreau și asta nu se întâmplă nimic. Asta ca și vreau și eu să câștig la loto, n-ai să câștigi. Înțelegeți? Contează enorm de mult care este și citiți pe oricine dacă vreți, că au scris mult despre asta. Care este, să spunem, intensitatea afectivității, a sentimentului, a sufletului pe care îl pui tu într-o rugăciune. Cu cât, deci noi funcționăm pe două registre, cognitiv și afectiv. Cu cât sentimentul, emoția este mai puternică în momentul în care un om se roagă, cu atât răspunsul este mai rapid și mai prompt. Asta, altă cale. Intelectual, să fii ateu, nu e obligator să fii, nu? În funcție de genele noastre, de multe alte lucruri, putem să fim într-un fel sau altul. Există meditație. Acea postură în care rămâi cu gândul fixat cu o idee și care o prelucrezi în creierul tău, circuitele nervoase o plimbă de atâtea ori încât ea poate deveni realitate. Dar în același timp, starea asta de dă o altă energie, energizează corpul, ne încarcă cu energie. Și asta este o altă cale. Deci se schimb frica, depresia, într-o bucurie. Sau măcar stai de neutralitate. Măcar asta, dacă nu poți. Să meditezi. Să te rogi. Să faci mișcare. Atenție ce mănânci. Atenție la alcool, la fumat. Să ascultăm muzică. Și muzica care am citat. Păi muzica este, cum spun, este cântecul serafimilor. E muzica cerului. Al Dumnezeu, dacă vreți. Mulțumesc din suflet pentru toate ideile valoroase pe care ni le-ați expus în această emisiune. Vă mulțumesc și vouă, dragi privitori, ascultători, și să ne revedem cu bine.